Este un interpret de referință al cântecului gorjănesc, este o doamnă care a promovat atât în țară cât și în străinătate numele Gorjului, cântecului și oamenii lui. O primim de fiecare dată cu dragoste și cu mult respect pe doamna Emilia Bubulac. Foarte frumos. Dragii mei, mai zăbovesc doar câteva clipe, pentru că la acest aniversar vreau să vă fac un anunț foarte important pentru noi, pentru gorjeni. Astăzi, ansamblul Maria Lătărețu, prin strădania domnului director Fiorel Gârbaciu, prin strădania mea ca gorjancă, ansamblul Maria Lătărețu face parte din Asociația Națională de Folclor din România.
ca vicepreședintă a acestei asociații care este afiliată la Federația Internațională de Folclor, nu pot decât să mă bucur și să-i urez acestui ansamblu viață lungă spre binele culturii tradiționale gorjenești și nu numai. Sunt sigură că de aici, de pe meleagurile lui Brâncuș, ansamblu Maria Lătărețu va duce mai departe sensibilitatea gorjanului, sufletului neprețuit și această energie extraordinară care l-a creat pe Marele Brâncuș și celelalte valori care ne fac cinste. Felicitări, vă felicit și la mai mare, la mulți ani! Mă bucur că ați primit cu atâta căldură această veste. Mulțumim din suflet! Îi mulțumim doamnei Emilia Bulac că n-a uitat de unde a plecat și că ne onorează la capitală și că iată face lucruri minunate pentru noi gorjenii. Mulțumim din suflet!